dragii mei, ce mă bucur că am invitat un maestru din Focșani. Maestru care a învățat la Liceul de Artă din Focșani. Un maestru care, sau mai curând spus, pe care îl simțeam că o să devină maestru încă de când era mic. Și pe el și pe sora lui, pe Alina Mija. Stăm de vorbă cu dirijorul Alexandru Mija, deja recunoscut la nivel mondial și asta ne onorează. Bine ai venit, Alexandru, bine la noi. Bine v-am găsit. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunt încearcă niște stări, niște emoții foarte speciale, pentru că e întotdeauna e minunat să te întorci acasă și e minunat să revezi locurile și pe oamenii cu care ai copilărit și care au contribuit foarte mult la formarea. Este minunat pentru noi, îți dai seama ce satisfacție am să știu că Alexandru ăla mititela, așa pe care eu îl vedeam de atunci că o să fie un muzician desăvârșit, uite că mi s-a adeverit gândirea de atunci și să nu uităm pe profesoara ta de vioară, pe doamna, pe Ghinea Anica, nu? Anica, da, da. Țumpi, cum îi spuneam noi, care din păcate ne-a părăsit prematur și foarte repede, a fost un șoc pentru toată lumea. Ea a avut asupra ta și asupra surorii tale un... A fost omul providențial la vremea aceea, pentru că, sigur, a fost omul care ne-a deschis calea către muzică, atât surorii mele cât și mie. Alina, sora mea, a început, ea este cu 4 ani mai mare decât mine, a început studiul Viorii, iar țin minte că atunci pentru mine... ideea de a studia muzică sau de a studia un instrument părea așa ceva de negândit, de necuprins. Din fericire, sora mea a avut un parcurs extraordinar chiar din primii ani de studiu și părinții mei cumva au considerat firesc că trebuie și eu să urmez același drum. Și așa am cunoscut-o pe cea care mi-a deschis apetitul pentru muzică, într-adevăr, pe doamna Ghinea Anica, într-adevăr, o dispariție prematură. Din păcate, și acum regret că nu am fost, nu eram în țară în momentele de acele de cumpănă, dar Dumnezeu să o odihnească și o să-i mulțumesc mereu pentru rolul esențial pe care l-a avut în formarea mea. Și nu numai lui Țumpi, și celorlalți colegi de la Liceul de Artă. Stimați telespectatori, repet, domnul Alexandru Mija este absolvent al Liceului de Artă Gheorghe Tătărescu din Focșani și pe unde se duce, probabil că mai pomenește așa din când în când despre Liceul de Artă, despre Focșani, despre nu locurile unde s-a născut. Bineînțeles, bineînțeles. Locul unde s-a născut. Eu sunt născut în Mărășești și de Focșani mă leagă, bineînțeles, amintiri deosebite și... Mi-amintesc cu foarte mult drag de profesorii de la Liceul Gheorghe Tătărescu, de doamna dirigintă Bădin, Cicinia, de tot corpul profesoral cu care am avut de-a face în cei 4 ani de liceu. Amintirile sunt numeroase și minunate, pentru că fiecare drum la Focșani era așa ca un fel de drum inițiatic. Trebuie spus că eu făceam naveta de la Mărășești aproape în fiecare zi și eram întotdeauna copilul cu chitara, vioara. Nimeni... Ai studiat și chitara? Nu, n-am studiat chitara, dar mergând cu vioara în cutie, lumea nu știa exact ce. Și uite-l pe băiatul cu vioara, uite-l pe băiatul cu chitara, neștiind exact ce instrument studiez. Da, știu și eu cu chestia cu fata cu vioara, mie mi se spun fata cu vioara, da? Bine, deci s-a terminat cu liceu, a trecut foarte repede, cum trec toate de altfel. Pentru că eu ți-am spus că mi-amintesc de Alexandru, care era mititel și când l-am văzut, acum noi nu ne-am văzut de multă vreme, încoate mi-am dat seama că, domnule, timpul trece, vrem, nu vrem, asta este situația, dar uite că la tine n-a trecut oricum și chiar ne faci cinste pe unde te duci și chiar hai să o luăm un pic da capo, de fapt da capo cu facultatea. Ai terminat liceul de artă și... Am terminat liceul de artă aici în Focșani și deja din clasa 12-a eram convins că știu ce cale urmează să apuc și asta tot datorită doamnei Ghinea, care mi-a sugerat să studiez dirijatul de orchestră.
A fost foarte interesant și mi-amintesc cu plăcere. Îmi place să cred despre mine că am fost un violonist sârguincios, Dar și un foarte bun, tu copil cântai foarte frumos studios la perioada, da. și cred că îmi exercitam pasiunea așa cum puteam eu mai bine, doar că tracul Scenă. de scenă m-a împiedicat să continui acest drum. Din fericire, doamna Ghinea mi-a insuflat acest gând de a continua studiul muzicii, dar de a face dirijat de orchestră, ceea ce mie mi-a convenit foarte mult, întrucât chiar din clasa 12 am început să studiez foarte mult fenomenul, să citesc foarte mult despre asta, să iau niște cursuri, să merg la niște cursuri la București. Cu cine ai făcut cursul ăla de dirijat? În cei 4 ani de licență am studiat cu maestru Petru Andriesei, iar la master, unde am studiat stilistică dirijorială, care de fapt este o continuare firească a studiilor de dirijat, la master am studiat cu maestrul Horia Andreescu. Da, ai lucrat cu Horia Da, Andreescu. da, da. Pe Felicitări! care de curând l-am întâlnit la Satu Mare. Am dirijat în ianuarie și întâmplarea a făcut ca maestrul Andreescu să dirigeze săptămâna următoare, astfel încât pentru mine a fost un bun prilej de a-l revedea și de a sta la povești. Știi, apropo de Eva, aș vrea să știe lumea că încă mai am, eu predau la Unirea, la Cuza și copiii uneori râd când văd dirijorul pentru toți, adică mulți au impresia că dirijorul e omul ăla care dă din mâini. Spune-le și lor, te rog, acum pentru fă o mică lecție de muzică, ce înseamnă dirijorul? Eu mereu le spun copii, dirijorul are rolul regizorului la o piesă de teatru, de exemplu. De exemplu. Este foarte bună comparația. Cred că asta este întrebarea pe care și eu mi-am pus-o atunci când mi s-a sugerat Să să faci. fac dirijat de orchestră. Dirijorul e mai mult decât persoana aceea care dă din mâini, deși datul din mâini E foarte este important, foarte dar important sigur. și de multe ori se dovedește a fi esențial în buna desfășurare a actului muzical. Dirijorul este cel care, în primul rând, dă viață partiturii muzicale. Și dă viață partiturii muzicale fiind un pilon central al unui eveniment muzical, în sensul că îmi place să cred despre dirijor că este liantul dintre muzicieni și cei către care muzica merge. Că vorbim despre Către public, public. că vorbim despre publicul online, că acum La trecem și modă, prin, da, da. trecem și prin această situație. Deci, da, dirijorul este cel care dă naștere, dă viață partiturii muzicale cu ajutorul instrumentiștilor cu care lucrează și cu care înfăptuiește actul artistic și este personajul care este primul responsabil în a transmite ceea ce, sau în a prelua mesajul compozitorului așa cum el îl citește în partitură, așa cum el îl percepe în partitură. Deci este un element cheie. Sigur că acum trăim într-o perioadă, într-o lume în care vedem tot mai des ansamblu și orchestre care cântă fără dirijor. Este, din punctul meu de vedere, este un exercițiu de virtuozitate muzicală, dacă vreți, de virtuozitate tehnică. Sigur că se poate cânta, se poate realiza un concert în aceste condiții, dar dirijorul rămâne, din punctul meu de vedere, un element cheie al unui act Bine, acum muzical. lumea lucrează de acasă, se face muncă de acasă Sigur. cu mijloace de astea tehnice, dar sigur Sigur. că munca adevărată e munca la birou, munca la școală cu copiii, adică încercările sunt încercări, zic eu, și rolul dirijorului este imens în obținerea unui rezultat deosebit față de piesa, Este imens, da, este sigur, important categoric. și Interpretarea, pentru asta, dirijorul citește, dirijorul știe, cunoaște stilul muzical, e ca dovadă că ai spus că ați făcut stilistică dirijorară. Sigur. Într-un fel se cântă Vivaldi, într-un fel se cântă Britten, de exemplu. Absolut, Așa că absolut. trebuie să știi niște lucruri, nu e o... Și îmi pare bine că puțin așa am discutat și despre asta, mai ales că tu ești un dirijor tânăr și fetele de la liceu o să uite cu mai multă atenție, pentru că ești un băiat, un domn tânăr care le vorbești despre Mulțumesc. asta. Dar mie mi-ar plăcea, Alexandru, să văd mai multă aplecare a copiilor, a elevilor, a tinerilor, către muzica clasică, către lucrurile de fond, cu
cu adevărat că lucrurile profunde pe care ni le-a lăsat Dumnezeu. Eu asta consider, că muzica clasică este direct de la Dumnezeu venită. Nu pot fi, nu aș fi putut să spun eu mai bine decât a spus dumneavoastră. Într-adevăr, muzica clasică și fenomenul muzical în general, fenomenul muzical, trebuie, spus mai bine decât trebuie, da, am vrut să generalizez puțin, dar sigur că e mai familiar să numim muzică clasică, ar trebui să înceteze a mai fi un fenomen de nișă. Muzica trebuie să pătrundă în comunitate, prin orice fel. Și trebuie accentuat faptul că compozitorii, imenșii compozitori preclasici, au compus foarte mult în biserici și pentru biserică și pentru Dumnezeu și pentru... Eu de-aia spun că muzica asta superbă, care, de la care, nu știu, tare mai fug unii, foarte mulți, din păcate, este așa o creație, este adusă de Dumnezeu cu mâna lui pe pământ, nu? E adevărat. Nu? E adevărat. Și dacă ne gândim, omul s-a întâlnit cu muzica încă de, nu știu, milioane de ani în urmă. Da? Muzica a fost întotdeauna un element prezent în viața omului tot timpul și trebuie să rămână la fel. Din păcate nu înțelegem impactul absolut fantastic pe care arta în general, dacă vrem să extrapolăm puțin, pe care arta îl are asupra ființei și condiției umane. Sigur că da. Arta sub toate formele ei, că nu e vorba numai de muzică, și de teatru, și de literatură, și de categoric. Dar știi, tehnica asta care s-a impus foarte, foarte, foarte puternic, i-a îndepărtat pe oameni de la... Există o poezie a lui Haine, se numește Ucenicul Vrăjitor. Am mai spus-o de 1000 de ori, dar vreau să o spun și aici. Maestru pleacă de acasă, rămâne ucenicul și vrea să facă aceleași vrăji pe care le făcea maestru, și sare tot un aer, nu mai știe să le oprească. Așa o să pățim și noi. Sunt foarte încântată că vorbesc la telefon mobil, sunt foarte încântată că eu știu că am mașină, dar asta nu trebuie să ne îndepărteze de lucrurile de spirit cu adevărat, știi, că oamenii se... Acum nu vezi, cauți pe telefon și găsești orice informație, te rog. E adevărat. Mă gândeam însă că muzica, dacă ne raportăm la tradiție și la, să spunem, tradiția secolelor trecute, muzica era cadrul de relaxare, de meditație, de bucurie, prin care oamenii fugeau cumva de grijile cotidiene. Acum există totuși foarte multe alternative. Trăim într-o epocă nu doar a vitezei, ci a tehnologiei. Trăim într-o lume în care suntem atacați în fiecare clipă de tot felul de posibilități. Sunt, și o spun mereu, trebuie să scoatem muzica din spațiile rigide, din spațiile de așa sălile de concert. Trebuie să ne scoatem cravata și papionul și să dăm fracul la o parte și să mergem cu muzica către oameni, către comunități, către tinerii care nu au acces la o sală de concert sau care nu sunt interesați sau care nu sunt atrași către o sală de concert. Trebuie să facem tot ce stă în puterea noastră ca să atragem tineri, în primul rând, pentru că acolo este marea problemă. Fie că vorbim despre public meloman, fie că vorbim despre viitori profesioniști, da? Suferim la toate capitolele și asta pentru că arta este, nu reprezintă o prioritate. Știi, pe mine mă deranjează, că sunt alte lucruri grave care ar trebui să mă deranjeze, dar la muzica se predă în licee, din păcate numai până în la 10-a, o oră la 2 săptămâni. Este ceva, da, la o oră la 2 săptămâni, timp în care eu fac un pic de istoria muzicii, îi pun pe copii să asculte muzică bună. Părinții, doamne, la muzică, ce, i-a luat nouă la muzică? Au impresia că muzică înseamnă la-la-la-la-la-la sau, eu știu, o manea sau... Nu știe nimeni cât să muncește, cât ai muncit tu ca să cânti la vioară sau cât am muncit eu ca să cânt la vioară. Ce, plângând veneam acasă de la certurile de profesorului de vioară și așa mai departe. Plus că trebuia să citești foarte mult, trebuia să mergi la concerte, toată perioada de liceu,
În fiecare săptămână mergem la Ateneu și la Sala Nuferilor să ascult concertele care erau atunci, care sunt și acum, dar câte lume, câți elevi mai merg. Ne certam, dădeam 3 lei portarului la Ateneu ca să ne lase să intrăm la concerte, că nu erau locuri în sală, nu erau bilete. Întrebarea, sigur, e câți elevi mai merg, întrebarea a doua este unde să meargă. Acum, pentru că sunt comunități și sunt orașe precum, nu vreau neapărat să dau exemplu Focșanului, care totuși a început cumva să mai miște puțin din punct de vedere cultural și muzical, și știu că sunt oameni care se luptă ca să scoată Focșaniul pe harta culturală a României, dar fac comparație cu alte țări și e destul de trist. Mă gândesc că în țări precum Germania, în Anglia sau Austria, orice oraș are un ansamblu, fie că vorbim de un ansamblu coral, fie că vorbim de... Și satele au ansamblele lor. Bineînțeles, da. Orice târg, orice oraș, orice sat are un cor, și dacă există un cor și tot e ceva extrem de important. Vreau să spun, eram la Strasbourg într-un taxi. Taximetristul, în surdină, asculta Bach. Nici nu s-a uitat, am intrat, am spus unde vreau să merg, asculta Bach și se vedea că ascultă, nu era, dar în surdină și... Și mă gândeam, domnule, ia să mergem și la noi, auzi, pe... nu mai dau nume, că nu-i frumos. Mă rog, asta e. Spune-mi, te rog, pentru că totuși timpul este limitat, din păcate, vreau să ne vorbești despre tine, cum ai ajuns să fii așa de cunoscut ca dirijor și unde, care a fost debutul tău? Încă din facultate te-ai remarcat ca un viitor dirijor foarte bun? E foarte bună întrebarea, dar desigur, debutul s-a întâmplat în facultate. Debutul la orchestră profesionistă s-a întâmplat tot în timpul facultății la Filarmonica din Pitești. Da. Pe atunci chiar proaspăt înființată, un ansamblu excelent. Un ansamblu pe care chiar urmează să-l dirigez foarte curând și acolo mă întorc cu foarte mare plăcere. Sigur că... Hai să numim așa, notorietatea se construiește pe parcurs, dar nu notorietatea este scopul pe care îl urmăresc, ci efectiv să pot să-mi fac cu plăcere și cu foarte multă pasiune profesia și meseria pentru care am muncit, așa cum bine ați spus și dumneavoastră. A fost interesant pentru că eu în timpul facultății am cochetat foarte mult și cu alte ramuri ale muzicii, în sensul că am lucrat o perioadă în radio, la postul Radio România Muzical, am și predat un an la colegiul Dinu Lipati din București. Ce ai predat? Am predat istoria muzicii, forme, armonie și mai multe științe teoretice. Însă, tot în timpul facultății am aflat sau am găsit această oportunitate imensă de a mă afla în preajma unor personalități muzicale internaționale, și anume Festivalul Enescu. Ideea de a participa și de a asculta orchestre de calibru internațional și de a vedea dirijori mari în România, la București, a fost pentru mine extrem de interesantă și atractivă, astfel încât am început să experimentez puțin managementul artistic. Și cumva, datorită managementului artistic, am reușit să fac pasul către Europa muzicală. Astfel încât acum, de exemplu, sunt manager de proiecte al unuia dintre cele mai mari orchestre din lume. Și o spun fără niciun fel de dubiu, dar cu foarte mult subiectivism, bineînțeles, Orchestra de Tineret a Uniunii Europene, alături de care mi-am petrecut ultimii 4 ani, pe 8 martie chiar unde sunt ai fost? 4 ani. Unde ai fost, da? Eu am plecat din România în 2016 și am locuit la Londra aproape 3 ani. Ce ai făcut acolo? Întâi am mers să lucrez într-o agenție de impresariat muzical, impresariat artistic, și asta a fost o experiență foarte interesantă pentru că am înțeles fenomenul muzical și din perspectiva managerială, din perspectiva aceasta. Am aplicat pentru acest rol la Orchestra de Tineret a Uniunii Europene, cu care am făcut numeroase turnee prin toată lumea, concerte cu soliști extraordinari, cu dirijori invitați foarte mari. Am reușit să fiu în preajma unor dirijori precum Vasile Petrenko, Vladimir Ashkenazi. Hai că mă faci geloasă! Da, și niște experiențe absolut extraordinare.
După episodul Londra, pentru că a fost un episod de 3 ani, orchestra a trebuit să se mute în Italia, datorită, sau mai corect spus, din cauza Brexitului, a trebuit din să ne mutăm. Da, da. Pentru că un ansamblu care aparține comunității europene nu-și mai avea rostul în Londra, din păcate. Și am locuit 2 ani în Italia. Unde? Un an la Veneția și un an la Ferrara. Știi că primul teatru de operă din lume la Veneția, Fenice, în 1670 ceva, nu mai știu exact. Da. De fapt, mi-e un pic dor de seriile de operă de la Royal Opera House din Londra, de la Covent Garden și de la teatrul La Fenice din Veneția. Era o plăcere. Să-mi închei ziua cu un spectacol de operă de cea mai bună calitate. Veneția rămâne una dintre cele mai misterioase localități din lume, este, nu? Locuri. Este, da. Eu când am fost prima dată și am ajuns seara și am mers de la Piața Roma până la San Marco cu vaporașul și început să înserase și s-au aprins luminile. Se vedeau niște tablouri superbe, candelabre. Casele alea în apă, spun, aveam impresia că sunt în altă lume. Da, e adevărat, e adevărat. E un oraș fascinant, e un loc fascinant. Este fascinant. Și un loc în care oriunde ai fi, întotdeauna trebuie să ai privirea țintită către sus, pentru da, că da. Orice imobil, orice casă are particularități și detalii arhitecturale extraordinare. Toată Italia e un muzeu. Este. Toată Italia, superbă țară. Este. Păcat că s-au dărâmat atâtea și la ei, la cutremur și asta este. S-au dărâmat, dar s-au și refăcut imediat, pentru că acolo imediat. Cultura este prioritate. Este prioritate. Este. Și am văzut chiar și în perioada aceasta de pandemie că instituțiile de cultură principale au fost puternic sprijinite și subvenționate. Sigur, teatrele s-au închis pentru că importantă este siguranța și sănătatea publicului și a muzicienilor. Însă, da, este un loc, sunt locuri în care cultura e ca la ea acasă. La Covent Garden este o solistă plecată din București, Simona Mihai, solistă de operă. Am făcut o emisiune online cu ea, plecată de 20 de ani în țară, o persoană excepțională, cu o voce excepțională. Foarte mulți muzicieni ai noștri au plecat în Anglia. Da. De ce oare? Cred că au fost bine primiți, sunt bine primiți muzicienii noștri? Sunt foarte bine primiți și la ora actuală sunt foarte mulți muzicieni care studiază la Londra, cunosc și eu foarte mulți. Avem și profesori la Londra. Mă gândesc acum doar la Remus Azoiței, care e profesor la Royal Academy of Music din Londra. Da. Este o școală foarte bună. Este o școală foarte bună și întotdeauna a produs cele mai bune soliste, dacă ne referim doar la opere, cei mai buni soliști, cei mai mari cântăreți. Vezi, Alexandru, aici la noi încă se merge pe ideea, domnule, dacă n-ai relații, dar ce relație ai avut tu? N-am avut absolut nicio relație. Nicio relație, că eu mă aduc aminte, veneau părinții tăi să te aducă la Focșani. Da, da, da. Știu, oameni deosebiți, da. Dar nu cu o potență financiară, nu știu de care, niște oameni care s-au sacrificat ca voi să faceți muzică, deci nu, în străinătate chestia asta cu relațiile nu prea ține. Nu există și nu te întreabă nici măcar ce studii ai. Uite, am o emisiune cu, dacă ai auzit de Ion Piso, a fost un tenor al nostru de excepție, care a plecat de mult însă, înainte de Ceaușescu, adică în timpul lui Ceaușescu. Noi acolo m-a pus să cânt. M-a urcat pe scenă, le-a plăcut și a spus, te angajăm. Nu m-a întrebat nici ce școală am terminat, nici acolo se-ți pune foarte mare preț pe ceea ce poți să faci, ceea ce știi să faci, dar într-o colectivitate, dacă nu corespunzi colectivității, nu știi să te porți, ești eliminat din start. Așa e, și am participat și eu și la masterclass-uri de dirijat și am avut și câteva concerte afară și înainte să urci pe pupitrul, pe podiumul unei orchestre, nu te întreabă nimeni nici unde, nici cu cine ai studiat, însă ce vreau să spun este că școala de dirijat din România este încă o școală foarte puternică și foarte bine apreciată afară și spun asta prin prisma reușitelor dirijorilor români, care nu sunt foarte mulți cei care profesează afară, însă întotdeauna atunci când există totuși încă o anumită barieră
nu știu cum aș putea să numesc, ideatică, culturală între vest și est. Și încă România nu este văzută ca... Da, asta vreau să te întreb. Deși se folosesc de valorile noastre, pentru că toți cei care s-au afirmat sunt oameni de valoare, categoric. Da. Cu toate astea, România este privită... De asta și pentru că România nu își deschide foarte mult porțile către vest. Vă să vă dau un exemplu foarte scurt. În perioada când am activat în Londra, în acea agenție de impresariat, vorbeam cu colegii de acolo și spuneau: vrem să cunoaștem mai mult despre România, vrem să știm despre România, vrem să trimitem artiștii noștri în România și vrem să primim artiști în România. Nu există un dialog, nu există o deschidere, în primul rând, din partea instituțiilor muzicale din România. Muzica este... Nu vreau să intru în alte... Da, muzica este un fenomen în care trebuie investit foarte mult. Muzica bună se face cu bani mulți. Asta e un adevăr crunt. Un act de cultură, de performanță, se face cu bani foarte mulți. Și nu mă feresc să spun asta, pentru că asta este realitatea. Că rolul nostru este de a educa societatea și pe tineri, asta sigur se poate face și fiecare dintre noi muzicienii putem contribui la asta. Dar un act de cultură de înaltă calitate se face cu investiții. Și aici la noi nu se fac investiții pe așa ceva, nu dă nimeni un concert simfonic acolo. Pentru că rezultatele investiției în cultură se văd pe termen lung. Ori aici la noi nimeni nu are răbdare. Eu zic că muzica trebuie să facă parte din educația primară, nu din marea educație. Bun, nu se poate fără. De-aia se întâmplă ce se întâmplă, pentru că, și nu numai din cauza muzicii, din cauza artei în general, da. Oamenii au fost îndepărtați de la lucrurile de calitate adevărată, sunt îndreptați către chiciurile care aduc bani la repezeală. Păi mă uitam, veneau, am toată stima pentru tot felul de, pentru toate genurile de muzică, dar se făceau concerte aici, veneau niște fetișoare care se dezbrăcau și cântau și luau mii de euro pe, și nu te lăsau să filmezi decât 3 minute și veneau muzicieni de adevăratele, oameni care au muncit și care știu cu adevărat ce înseamnă muzică, te lăsau să filmezi tot și primeau 1000 de lei, asta este. Da, știi da. Și tu treaba asta. Absolut, absolut. Și mă gândesc deci la... superficialitatea este foarte bine plătită, dar... Este, din păcate. Și mă gândesc la tinerii muzicieni, deopotrivă instrumentiști și dirijori, dar să vorbesc despre dirijori, cât de greu ne este, sau cât de greu le este tinerilor dirijori să facă pasul din facultate, după terminarea studiilor, către viața muzicală reală. Pentru că sunt multe lacune și sigur, sistemul din România este unul pe care chiar îl consider ca fiind foarte bun, dar încă are foarte multe lacune. Și dacă mă refer la situația dirijorilor din România, noi suntem instruiți foarte bine în timpul facultății, însă atunci când pășim pe scenă, experiența e total diferită, pentru că intervine experiența umană, da? Da, interacțiunea cu omul. Până să interacționezi cu instrumentistul, interacționezi cu omul și ai o mare de oameni care uneori vin la repetiții cu problemele de acasă, da. Cu supărările. Păi dacă nu sunt bani, omul se gândește, trebuie să-și plătească factură, trebuie să plătească aia, trebuie să ducă copiii la școală. Nu vreau să intrăm în alte discuții despre bani, dar așa cum ai spus, artă și muzică fără bani mulți nu se poate face. Rămâi la un anumit nivel care nu mai corespunde cu... Este mare păcat și îmi pare bine că ai spus în Occident, asta le spun și eu copiilor, mereu în Occident, educația muzicală face parte din marea educație. Nu există om, cât de neșcolit ar fi, care să n-aibă acces la genul ăsta de muzică, mă refer la muzica clasică, la... În sfârșit, asta este. Spune-mi, te rog, Alex, deci tu acum locuiești în București? Locuiesc în București din decembrie, pandemia asta mi-a dat și mie peste cap toate planurile, nu neapărat planurile, sigur, în mod evident au fost date peste cap, însă ideea că sunt blocat într-o țară străină, că totuși acasă va fi întotdeauna România și acasă e acolo unde ești înconjurat de familie și prieteni. Sigur. Și atunci când am văzut că sunt blocat efectiv și nu pot vedea rudele și familia, cumva prioritățile mele în instantaneu s-au schimbat. Și am decis să mă întorc în România
cel puțin pentru o perioadă, continui să lucrez pentru și cu Orchestra de Tineret a Uniunii Europene, însă atunci când nu sunt proiecte, lucrez de la București. Online? Sigur, online. Se face foarte multă corespondență atunci când pregătești niște concerte, niște proiecte și asta se poate face de oriunde, bineînțeles. Dar e un lucru bun faptul că m-am întors, pentru că asta îmi dă ocazia de a dirija mai mult în țară și e o bucurie foarte mare. Spune-mi, totuși, cum de-ai fost ales ca să dirijezi tu această orchestră? Să te ocupi tu de această orchestră a Uniunii Europene. De dirijat, că asta mi-aș dori foarte mult să ajung să dirijez. Orchestra asta este de top 10. Da. Pur și simplu că vorbeați mai devreme despre cum am reușit. Am reușit prin forțe proprii. Am găsit... Țin minte că mă întorsesem de la Londra după prima experiență și eram destul de nemulțumit de ce se întâmpla aici. Aveam concerte, însă îmi doream să mă întorc afară. Și am găsit acest job disponibil și am zis, domnule, este o oportunitate de a mă întoarce în Europa muzicală, așa cum îmi place mie să-i spun. Și am mers la interviu și din peste 150 de candidați am fost ales. Noi ne bucurăm foarte tare, îți dai seama că e o mândrie pentru noi, ca un domn de la Focșani, absolvent al liceului Gheorghe Tatarescu din Focșani, să fie acolo unde este. Din păcate, știi asta, îmi pare rău că nu te avantajează timpurile deloc și timpul trece. Mi-ar fi plăcut să ai o activitate și așa ai o activitate foarte serioasă, nu? Dar să fi putut să dai concerte mai multe, să mergi, să dirijezi în mai multe țări, știi, dar uite că s-a închis totul. Ce părere ai de pandemia asta? Eu ziceam că pandemia salvează omenia, dar nu prea e, da. Nu știu dacă salvează omenia, dar pandemia schimbă omenirea, cred. Depinde cum percepem pandemia. Depinde cum percepem pandemia asta, pentru că sigur că a adus cu sine foarte multe probleme, dar a adus și foarte multe oportunități. Care sunt? Deopotrivă. Cel puțin în ceea ce mă privește, chiar și acest mediu online pe care îl blamăm toți acum și de care ne-am săturat cu toții. Nu-l blamez, dar e... Da, știți, ne scoate din ritm. Știți, cred că mediul online este încă un mijloc prin care muzica poate să pătrundă și mai mult în zonele de nepătruns, ca să spun așa. În online se pot face foarte multe activități de educare a tinerilor, se pot organiza workshop-uri, se pot organiza foarte multe evenimente care nu vor înlocui niciodată experiența vieții de concert. Dar cred că intrasem într-un fel de rutină care nu ne făcea neapărat bine înainte de pandemie. Eram obișnuiți într-un anumit fel, eram într-o zonă de confort din care nu puteam să ieșim. Cred că pandemia ne-a arătat mai mult decât oricând că avem nevoie de act de cultură. Avem nevoie de cultură și vedeți cât de mult se dorește acum redeschiderea teatrelor și redeschiderea sărilor de concert. Cred și sper că va fi o explozie de bucurie și de participare a publicului la evenimentele culturale în viitor. Spune-mi, te rog, despre sora ta două, trei cuvinte, pentru că și sora ta a fost una dintre personalitățile, nu? Liceului de artă. Alina ne-a adus foarte multe premii și te rog. O să fac o mică glumă. Alina a fost și cea care a pus foarte multă presiune pe mine. Da, da, era mei. Da? Nu, în mod indirect, pentru că Alina a făcut performanță. A făcut performanță în anii ei de studiu și pe când se afla aici. Și de asta spun că pe umerii mei a fost o presiune foarte mare cel puțin să-i ating nivelul de performanță. Cel puțin așa înțelegeam eu atunci. Asta era misiunea mea atunci, ca să spun așa. Alina a studiat la Cluj, a făcut liceul la Cluj și apoi s-a stabilit, acum este stabilită la Satu Mare, acolo unde cântă în orchestra filarmonicii din oraș. Și vreau să spun că este o orchestră, una dintre orchestrele de top din România, care are și activitate internațională. N-ai ceea ce este. Am dirijat-o de foarte multe ori. Da? Ba da. Da, mă rog, de foarte multe ori. Ai dirijat-o de câteva ori. Și Alina s-a uitat la bagheta, da. Da, cred că este un vis pe care l-a avut și doamna Ghinea. Să știu sigur că și-ar fi dorit să asiste la un concert dirijat de mine și eventual cu Alina. Păi eu o salut pe Alina, că mă rog, prin online o să ne vadă
Și o aștept la o emisiune și pe ea și poate ne și cântă ceva. Mi-ar face mare plăcere. Apropo de cântat, ne-ai pregătit și nouă ceva să te vadă. Sigur că da. Spectatorii, ce anume ne propui? Sigur că da, o să aveți ocazia de a viziona câteva fragmente dintr-un concert dirijat la Cardiff cu orchestra care se numește Cardiff Sinfonietta. Câteva fragmente din Sinfonia 4 de Ludwig van Beethoven. Ce frumos! Și v-am mai pregătit un fragment din Sinfonia numărul 104 Haydn. De Haydn, da? Dirijat chiar la Ateneul Român acum mulți ani. E un concert foarte drag mie și o să mai urmăriți și alte câteva momente muzicale pe care sper să vă placă foarte mult. Sunt convinsă că o să le placă foarte mult și sunt convinsă că s-au bucurat cu toții de prezența ta astăzi aici la televiziunea Atlas, la emisiunea Maestrii. Știu, o emisiune pe care o țin de 26 de ani. Vreau să fac o mărturisire. Cred că am văzut foarte multe ediții care sunt acum disponibile pe YouTube. Da, de la emisiunile noastre. De la emisiunile noastre cu toate personalitățile. Mi se pare fascinant și da, este plăcut să văd aceste ediții de emisiune. Și eu mă bucur foarte mult că am putut să fac, să știi că nu e ușor. Îmi imaginez. Să plecam dimineața cu mașina, oboseală, dar când mă întâlneam cu oamenii aia deosebiți, pentru că am avut grijă să chem niște oameni deosebiți, da, care chiar și-au spus cuvântul în cultura României, nu? Și nu numai. Și acum, uite, am ocazia ca să te prezint pe tine în cadrul aceleiași emisiuni. Și o fac cu foarte, foarte, foarte mult drag și cu foarte multă bucurie și știu că o să ai un concert aici la Focșani din curând. Da, e adevărat. Vreau să vă invit pe 25 aprilie. Va fi o mare bucurie, va fi o mare emoție pentru mine. Asta, apropo de visurile copilăriei, ăsta a fost un alt vis să fiu la Focșani din nou pe scena Ateneului, de data asta poate fără trac, cu emoții, dar fără trac. Și împreună cu Orchestra de Cameră Unirea o să vă prezentăm un program dedicat dumneavoastră și un program care să deschidă cumva primăvara acestui an, care sperăm să fie anul revenirii noastre către normalitatea pe care ne dorim atât de mult. Acum 2 ani de zile, cred, sau 3, la Soveja, domnul Geană, unchiul tău, care este o personalitate în lumea literară, în lumea culturală, îmi vorbea cu foarte multă mândrie de tine și i-am spus, dar vreau să vină Alexandru la o emisiune, o să vină precis. Și uite că așa a fost vizionar domnul Geană, pe care îl salut cu foarte multă dragoste și aștept și l-aștept la Focșani. Te-ai mai văzut cu domnul? Nu în ultima vreme, dar foarte bine ați spus, a fost vizionar, pentru că domnul Geană este cel care a întrezărit talentul muzical la Alina în urma unei vizite pe care a făcut-o la Mărășești părinților mei. Țin minte că, de fapt nu țin minte, mi s-a povestit că sora mea a primit cadou un pian de jucărie și instantaneu a început să cânte și să reproducă un cântec pe care îl știa și a început să îl producă la pian, ceea ce a stârnit interesul, da. Și atunci unchiul Geană a spus părinților că ar trebui să ia în considerare ideea de a îndruma către muzică. Excepțional. Din păcate timpul s-a cam terminat, pentru că vreau să ascultăm și concertele tale, cât ne permite timpul. Dar asta este un început, sper că mai vii la noi. Cu siguranță. Că vreau să facem mai multe emisiuni, acum doar așa am sugerat doar niște. Eu te aștept cu drag și felicitări familiei tale, mamei tale. Îmi pare rău că tatăl tău nu mai este, Dumnezeu să-l odihnească. Amândoi părinții s-au străduit foarte mult ca voi să ajungeți unde ați ajuns și fericit în tot sufletul. Și pe tine nu te mai felicit. Pe tine nu te mai felicit. Îți doresc din suflet să continui cu tot ce ai început și sunt convinsă că, așa cum ai făcut până acum vogă, ai să faci și daci încolo și mai multă vogă. Vă mulțumesc și mă voi întoarce cu drag oricând și în Focșani și la emisiune. Pentru că
Eu cunosc capacitatea voastră și a ta și a Alinei. Sunteți niște copii. De copii? Deja nu prea mai sunteți copii. Tu câți ani ai? 31? Eu am 31, dar întotdeauna mă voi considera copilul Focșanului, copilul liceului. Atunci de artă. Atunci sunteți niște copii, liceului de artă Gheorghe Tătărescu. Gheorghe Tătărescu. Pentru noi sunteți niște copii excepționali și ne bucurăm foarte, foarte, foarte mult și de revedere și de faptul că sunteți acolo unde sunteți. O vreau pe Alina, vreau ca și Alina să vină la o emisiune. Mi-ar face plăcere să fac o emisiune cu amândoi. Ar fi excelent. Cu prima ocazie o să când venim. Vine ea aici, vine din când în când, e foarte departe. Da? E departe și acum are și familia, am un nepoțel de 3 ani, Doamne, minunat. Da, Alina are nepoțel, parcă o văd când era mititică. Asta e, da? Dar cum îl cheamă pe nepoțel? Pe nepoțel îl cheamă Abel. Abel? Da, da. Mai trebuie să mai fac... Nu, Ken, Cain să nu facă. Nu, Cain nu o să facă. Numai Abel, da. Mă bucur din suflet pentru prezența ta aici. Stimați telespectatori, sper că v-am bucurat. La revedere! La revedere! Thank you.
Thank you.